Să împlinesc 17 ani de la semnarea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. Cu acest prilej, premierul Nicolae Ciuc a transmis un mesaj prin care a enumerat beneficiile apartenenței țării noastre la blocul comunitar. Potrivit premierului, apartenența la Uniunea Europeană a adus României triplarea produsului intern brut, comparativ cu cel înregistrat la momentul aderării. Stabilitate economică și socială, liberă circulație pentru cetățeni, bunuri și servicii, acces liber pe piața unică europeană pentru antreprenorii români, precum și sprijin acordat prin finanțările europene. Ciuca a mai precizat că până în acest moment România a primit în jur de 42 de miliarde de euro net bani europeni utilizați în diferite proiecte, care au contribuit la reducerea unor decalaje de dezvoltare și au stimulat inițiativa privată. De asemenea, în contextul pandemiei, al crizei energetice și al valului de refugiații din Ucraina, ajutorul primit de la Uniunea Europeană este esențial pentru susținerea reformelor de care societatea are nevoie. Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, România va beneficia în următorii ani de aproape 30 de miliarde de euro pentru noi investiții și reforme, a mai transmis prim-ministrul. Continuarea parcursului european ale României rămâne o responsabilitate principală a guvernului, fapt asumat și prin obiectivele incluse în programul de guvernare și în total acord cu orientarea majoritar pro-europeană a cetățenilor români.